Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom face un proiect nou și pentru mine. Vom face un șervețel cu fructe în 3D. Așa cum spuneam, este o noutate și pentru mine. Astăzi vom încerca acest meleu și pentru aceasta voi folosi firul de culoare alb, firul de culoare verde, roșu și galben. De asemenea, voi folosi un pic de melană pentru umplutură, vom avea nevoie de acul pentru cusut lână, vom avea nevoie de foarfece și voi folosi două croșete. Cu croșetul numărul 4 voi face șervețelul în sine, iar fructele, frunzele și florile le voi face cu croșetul numărul 2,5. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm. Nu va fi greu, însă vom începe prin a monta un număr de 40 de ochiuri de lanț. Așa cum v-am prezentat deja, acest fir al meu se numește Perfect, l-am folosit și în alte lucrări, este egal cu ca și textură cu firul Bravo. Deci vom pune un număr de 40 de ochiuri de lanț. Vom continua să numărăm singure. Montate cele 40 de ochiuri de lanț, ne vom întoarce înapoi și în corespondența fiecărui ochi de lanț noi vom lucra câte un picioruș scurt. De fapt, mileul în sine va fi lucrat partea centrală doar din piciorușe scurte, astfel va fi ușor să realizăm ceea ce mi-am propus. Deci vom continua cu piciorușe scurte până la capătul rândului. Ajunse la capătul rândului, vom face un ochi de lanț, vom întoarce lucru și începând din cel de-al doilea picioruș, vom continua lucrând piciorușe scurte. Așa cum vă spuneam, partea centrală a mileului va fi formată doar din piciorușe scurte, iar noi ne vom juca în acest fel, lucrând un număr total de 40 de rânduri, obținând apoi la final un pătrat perfect. Deci voi continua cu piciorușe scurte. Ajunsă și la capătul acestui rând, voi face din nou un ochi de lanț, voi întoarce lucru și începând cu cel de-al doilea picioruș scurt, voi continua să lucrez piciorușe scurte. Așa cum vă spuneam, vom lucra un număr total de 40 de rânduri de piciorușe scurte pentru a obține un pătrat. Noi vom lucra singure și ne vom reîntâlni. După cum puteți vedea, eu am lucrat pătratul meu. În acest moment vom începe să lucrăm fructele. Deoarece acum este sezonul căpșunilor, am gândit să decorăm șervețelul nostru cu căpșuni. Nu voi tăia firul pentru că după ce vom face partea cu fructele și frunzele, noi vom continua marginea acestui șervețel. Vom da deoparte această parte a lucrării, vom lua croșetul cu numărul 2,5, deci acesta îl voi pune aici alături de mine. Și din acest moment vom începe să lucrăm căpșunelele. Pentru căpșuni, în cercul magic, mai întâi voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Vom
închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș și din acest moment noi vom face un total de 6 înmulțiri. Deci la sfârșitul rândului noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. În corespondența ultimului picioruș am pus firul despărțitor, iar acum noi vom lucra 3 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Vom lucra singure aceste rânduri, apoi ne vom reîntâlni. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. În continuare vom lucra 2 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Iar noi ne vom reîntâlni. Pentru următorul rând vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Deci vom lucra 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Obținute cele 30 de piciorușe scurte, acum vom lucra un rând de 30 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș va fi lucrat așa cum se găsește. Lucrate cele 30 de piciorușe scurte, vom continua cu un rând în care vom lucra 3 piciorușe scurte urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului. Deci avem 1, 2, 3 și apoi voi face scăderea. Așa cum vă spuneam, vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Ajunse în acest punct, noi vom umple căpșunica cu melană, însă nu o vom umple în totalitate. Vom lăsa un pic de spațiu liber pentru a reuși să îi dăm o formă plăcută pe șervețelul nostru.
După ce am pus melana în interior, după cum vedeți, căpșunica se formează, vom continua lucrând un număr de 6 scăderi consecutive. În acest moment putem să facem scăderile și în acest mod, pentru că este parte de deasupra și va veni acoperită de frunzulițele de la codiță. Vom face scăderile. Așa cum spuneam, 6 scăderi consecutive. Dumneavoastră veți pune firul despărțitor. Iar eu ajuns aici, voi scurta firul, după care voi închide totul cu acul pentru cusut lână sau cu croșetul. Așa cum ați văzut de multe ori că închid anumite lucrări. Ok, ajuns aici, așa cum spuneam, voi trece cu croșetul prin fiecare jumătate a fiecărui picioruș, după care voi închide totul și voi ascunde capătul de fir. Voi trage în felul acesta, capătul de fir îl voi ascunde de desubt, îl vom pierde în modul în care să dăm stabilitate lucrării și apoi surplusul îl vom tăia. Deci, în felul acesta, noi vom realiza căpșunica. Vom realiza 3 căpșuni. Vom trece să realizăm partea de deasupra, frunzulițele. Pentru aceasta voi folosi firul de culoare verde. Voi porni în cercul magic cu 6 piciorușe scurte. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide cercul magic, vom închide cu fir alunecat, în corespondența primului picioruș. Din acest moment, eu voi lucra un număr de 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, voi face un picioruș scurt, firul pe croșet, un picioruș dublu redus, firul pe croșet. În continuare voi face 1. Și cel de-al doilea picioruș dublu. Voi încheia rândul cu un picioruș dublu redus. Voi închide totul cu fir alunecat în cel de-al treilea picioruș, în felul acesta. Deci din primul am plecat. Am sărit 1, am intrat în cel de-al treilea și de aici voi continua din nou. 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț. În cel de-al doilea voi face piciorușul scurt. În cel de-al treilea piciorușul dublu redus. Firul pe croșet. Voi continua cu cele 2 piciorușe duble consecutive. Și piciorușul dublu redus. Voi închide cu fir alunecat și vom continua lucrând astfel de jur împrejur.
Eu am închis și în corespondența celui de-al doilea picioruș, pentru că trebuie să facem un total de 5 astfel de mici frunzulițe. Ajunsă la capătul rândului, am închis cu fir alunecat, voi scurta firul, voi lăsa o bucată de fir mai lung, pentru că va fi nevoie să coasem. În acest moment, noi vom pune acul pentru cusut lână, acest capăt de fir de la care aparține cercului magic îl vom ascunde, după care îl vom scurta. Îi voi da un pic de stabilitate în felul acesta. Îl voi scurta. Iar aici voi pune acul pentru cusut lână, așa cum v-am spus. Am pus acul pentru cusut lână, voi pune deasupra frunzulițele noastre, mai întâi voi da un pic de stabilitate, voi intra aici pe mijloc pentru a da stabilitate firului și voi intra în jos, în capătul fiecărei frunzulițe și voi puncta cu acul. În acest mod vom da stabilitate acestor frunzulițe. Vom trece de la una la cealaltă, nu este nevoie să scurtăm firul. Uitați-vă, în felul acesta vom aranja frunzulițele. După ce am terminat de cusut totul, voi pierde capătul de fir undeva de desubt și îl voi scurta. Deci aceasta este căpșunica, după cum puteți vedea. Facem modul în care firul să fie cât mai stabil. În felul acesta. Și îl vom scurta. Acum vom trece să lucrăm frunza mare. După cum vă spuneam, vom face 3 căpșuni. Eu am realizat celelalte. Pentru frunzulița mare vom monta un număr de 15 ochiuri de lanț. Deci vom merge cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, noi vom lucra un picioruș dublu redus. Firul pe croșet. În următorul, un picioruș dublu. Firul de două ori pe croșet, un picioruș dublu înalt. Firul de două ori pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Firul de trei ori pe croșet. Vom face un picioruș triplu, 1. 2, 3. Voi lua din nou firul de 3 ori pe croșet. Voi face cel de-al doilea picioruș triplu. 1, 2 și 3. După care voi lua din nou firul de 3 ori pe croșet și voi face cel de-al treilea picioruș triplu. Voi continua cu două piciorușe duble înalte. Primul,
cel de-al doilea, un picioruș dublu, un picioruș dublu redus, după care vom face trei piciorușe scurte. Un pic, că mi-a scăpat firul aici, deci un picioruș dublu redus și trei piciorușe scurte. 1, 2 și cel de-al treilea. Ajuns în acest punct, vom trage bine capătul de fir. Îl vom pune de desubt și îi vom da stabilitate în timp ce lucrăm. Pe partea cealaltă voi lucra doar două piciorușe scurte. 1 și cel de-al doilea. Și voi continua cu un picioruș dublu redus în corespondența piciorușului dublu redus de partea cealaltă. Piciorușul dublu, două piciorușe duble înalte, consecutive, 1, cel de-al doilea, cele trei piciorușe triple, vreau să lucrez pas cu pas aceste frunze cu dumneavoastră, deci avem primul triplu, 1, 2, 3. Cel de-al doilea picioruș triplu, cel de-al treilea picioruș triplu, continuăm cu două piciorușe duble înalte, 1, 2, piciorușul dublu și piciorușul dublu redus. Ajunse în acest punct, deci aceasta este frunzulița, voi face un ochi de lanț și voi continua lucrând pasul racului. Deci mă voi întoarce înapoi în corespondența fiecărui picioruș, voi face pasul racului. L-am lucrat deja în câteva lucrări. V-ați obișnuit cu el și de jur împrejur vom face pasul racului, astfel vom da un pic de stabilitate frunzei, scuzați că aici nu se va îndoi, va sta dreaptă. Deci de jur împrejur facem acest pas. Ajuns în partea superioară, vom face pasul racului în corespondența fiecărui ochi de lanț pe care îl avem de la piciorușele lucrate aici. Uitați-vă în felul acesta. În momentul în care am făcut ultimul, vom scurta firul, vom lăsa o bucată de fir pentru cusut și vom încheia și această parte a lucrării. Vom realiza atâtea frunze cât dorim. Aici este la alegerea fiecăruia. Iar noi vom continua să facem aranjamentul. Voi da un pic de o parte. Și vom vedea în ce fel le vom aranja, după care vom coase. Deci cam așa vor veni primele frunzulițe. Le voi pune în felul acesta. Vom pune căpșunelele apoi deasupra.
Da, cred că în felul acesta le vom aranja. Cred că eu am făcut prea multe frunze, dar nu are nicio importanță. Important este ca totul să fie cât mai aspectuos. Da. Cam așa. Cam în felul acesta, pe care, bineînțeles, vom puncta și vom pune căpșunelele noastre, le vom face un buchețel. Deci, aici va fi și după opțiunea dumneavoastră, mai întâi vom coase frunzulițele. Eu îmi pregătesc aguricuață, voi pregăti frunzele și apoi ne reîntâlnim. Cred că în felul acesta vom aranja frunzulițele și apoi căpșunelele. Vom începe prin a coase frunzulițele, le vom puncta. Ați văzut, am pus firul de culoare frunzelor și le vom atașa dându-le puncte încet, încet, cu atenție. În modul în care și pe dos să fie cât mai frumos. Nu trebuie să coasem foarte mult, doar câteva puncte, pentru că apoi vom atașa și căpșunele și acestea vor da stabilitate. Deci, eu cam în modul acesta am ales să le atașez, după care vom vedea modul în care aranjăm căpșunelele și apoi vom vedea. Vom continua să coasem singure. După ce am punctat aici, după cum puteți vedea, cred că am prins și firul, da. Mă voi întoarce înapoi pentru că am prins și firul. Am reușit aici să repar ceea ce am greșit. Vom încerca să călcăm cât mai puțin dedesubt și întotdeauna cam în același loc. Firul, pentru a face trecerea de la o frunză la cealaltă, îl vom trece pe deasupra. După cum puteți vedea, în felul acesta și aranjând frunzulițele, nu se va vedea deloc unde am făcut acest pasaj, această trecere. Vedeți, foarte puțin se vede pe dos. Foarte, foarte puțin. În felul acesta, noi vom atașa toate frunzulițele noastre, în modul în care dumneavoastră considerați că este cât mai estetic, cât mai frumos. În felul acesta. Deci voi intra pe dedesubt, pe sub frunzuliță chiar, iar spatele îmi va fi aproape curat în felul acesta. Deci vom continua să coasem singure. După cum puteți vedea, eu am terminat de cusut frunzele și am mers mai departe, încercând să realizez un decor cât mai plăcut. Vă voi arăta modul în care am realizat floarea, scuzați, floarea de căpșună, deci cu firul galben. Vom intra între aceste frunze, vom intra cu croșetul dedesubtul unuia dintre piciorușe. Aici voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi forma un punct puf. Voi intra exact pe dedesubtul aceluiași picioruș. 1. Asta am să-l dau un pic deoparte. 1,
2, și a treia oară voi închide totul, voi scurta firul, așa, să găsesc foarfecul. De aceea am lăsat să realizăm la urmă bordura mileului, pentru că avem încă de lucru. După ce am încheiat acest punct puf, vom intra dedesubt și vom trage capătul de fir. Astfel noi am format mijlocul viitoarei flori. Deci am tras capătul de fir aici. În continuare voi lua firul alb. Vedeți ce frumos se observă? Este un pic cam migălos, însă eu consider că merită. Firul alb voi face nodul și voi intra dedesubtul piciorușului alăturat. Voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi intra pe dedesubtul aceluiași picioruș și voi face un picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra pe dedesubtul aceluiași picioruș și voi face cel de-al doilea picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi intra în corespondența următorului picioruș, alăturat, cât mai alăturat, și voi face din nou aici un picioruș, un ochi de lanț, 1, 2, 3, împreună cu piciorușul scurt care a fost. Și din nou voi intra pe dedesubt, voi face un picioruș dublu, pe dedesubtul aceluiași picioruș am făcut cel de-al doilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț și, întorcând lucru în felul acesta, voi intra în corespondența următorului picioruș disponibil. Aici voi face un picioruș scurt, cele 2 ochiuri de lanț pentru a fi 3 la număr. Intru pe dedesubt și lucrez primul picioruș dublu, pe dedesubtul aceluiași picioruș lucrez cel de-al doilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, și voi intra în corespondența următorului spațiu disponibil cât mai apropiat de culoarea galbenă. Voi face piciorușul scurt, apoi cele 2 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt și voi forma primul picioruș dublu. Ne vom întoarce și vom face și un alt mileu, mereu în aceeași tehnică 3D, care vom face doar floricele. Am făcut aici 4 petale, voi rămâne la acestea 4. Voi închide în următorul picioruș, voi face un picioruș scurt aici, voi scurta firul, închid floricica mea în felul acesta, capătul de fir îl voi trage dedesubt și uitați-vă că am format o altă floricică. Eu sper să nu vi se pară prea greu. Aici aceste 2 capete de fire vom face așa un nodișor și le vom scurta. Vedeți? Am realizat și cea de-a doua floricică. Iar aici, eu voi pune căpșunica, așa cum ați văzut. O căpșunică aici și una aici. Vă voi arăta imediat cum punem căpșunica.
În acul cu ață am pus un fir de culoare neagră. Voi intra aici de o parte a căpșunicii, pe dedesubt, în felul acesta. Și voi forma câteva din punctele negre, care de obicei semințele care sunt pe căpșuna noastră. În timp ce voi puncta voi puncta cu culoarea neagră, voi strânge un pic și fructul în felul acesta, să-l aplatizăm puțin, nu foarte mult, dar puțin. De aceea am și spus la început că nu trebuie să fie prea plină cu melană. Și vom puncta din nou, așa, în câteva locuri, cum dorim noi, cum ne este la îndemână. Uitați-vă, în felul acesta. După ce am punctat în felul acesta, voi pune căpșunica mea aici și voi începe să o atașez lucrării. În ce mod o voi atașa? Voi coase, practic, dar nu pe întreg, nu voi prinde întreg piciorușul, ci voi intra doar prin jumătatea de deasupra piciorușului. Apoi voi intra în căpșunică. În felul acesta mă voi deplasa și voi coase căpșuna, o voi atașa lucrării. În felul acesta, cu atenție, cu un pic de răbdare, noi vom pune și această căpșunică. Vom porni de la, chiar și de sus, puteți porni să o atașați de la codița de sus. În felul acesta. Și ultima cusătură o voi da aici. Uitați-vă în felul acesta, voi intra de desubt și voi fixa bine lucrarea. Aici voi face în acest mod. Ah, cred că din nou am prins firul alb. Așa cum vă spuneam, voi face aici în acest mod pentru a da stabilitate firului, după care îl vom scurta. Opțional puteți chiar să lipiți atât frunzele cât și fructele. Așa. Și nu mi-a rămas decât de atașat cea de-a treia căpșunică, o voi atașa singur, o voi pune în partea de sus. Așa. Mă voi pregăti și mă voi pune aici. Sper să nu fie prea încărcat. După ce am terminat de atașat părțile principale ale lucrării, vom continua să facem de jur împrejur. Și cu același croșet numărul 4 voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț plus 2 vor fi 5. Așa, firul pe croșet. Voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi face un picioruș dublu. În felul acesta. Apoi din nou 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi face un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi face un picioruș dublu, care mi iese un pic cam greu acum. Vom continua astfel
până vom ajunge aici în colț. Am ajuns în colț, voi face două ochiuri de lanț, deci voi face piciorușul dublu chiar aici în colț, două ochiuri de lanț și din nou un picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Voi continua cu două ochiuri de lanț și voi continua rândul ca și până acum, voi sări un picioruș, un picioruș în cel de-al doilea voi face piciorușul dublu. De jur împrejurul șervețelului, a prosopelului, vom lucra în acest mod. Iar noi ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ultimele două ochiuri de lanț, voi închide în corespondența ochiului de lanț cu numărul 3 de la începutul rândului. Deci am închis cu fir alunecat. Voi intra în primul spațiu și voi face un picioruș scurt, firul pe croșet, intru în spațiul următor și voi face un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu și voi închide aceste 3 ochiuri de lanț. De două ori firul pe croșet, voi intra în spațiu, voi face un picioruș dublu înalt, cele 3 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu înalt, voi închide totul. Firul o singură dată pe croșet, voi intra în același spațiu, voi face un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu și voi închide totul. În următorul spațiu voi face un picioruș scurt. Deci vom forma această danteluță, dacă vă aduceți aminte, ne este foarte familiară. Am lucrat-o într-un mod un pic mai larg. Acum voi intra în spațiul următor și voi face piciorușul dublu, cele 3 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt, voi închide totul, de două ori firul pe croșet, vom face piciorușul dublu înalt, 3 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu înalt și voi închide, piciorușul dublu, cele 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu și voi închide totul, picioruș scurt în spațiul următor și vom continua în felul acesta pe întreg parcursul, alternând spațiile în care facem piciorușul dublu și în care facem această micuță danteluță. Astfel, noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului și vom încheia această lucrare. Eu am aici o bucată de fir pe care vreau să o termin. Ați văzut de la o lucrare. Nu vreau să arunc firele, că sunt foarte scumpe, astfel că valorific tot ceea ce se poate valorifica. Deci, în felul acesta, noi vom continua lucrarea. Am ajuns la capătul rândului. Aici voi face ultima parte de danteluță. Am făcut piciorușul dublu, 3 ochiuri de lanț. Închidem totul. Piciorușul dublu înalt. Cele 3 ochiuri de lanț. Intrăm pe dedesubt și închidem totul. Piciorușul dublu. Am uitat, m-am luat cu lucru și am uitat să vă spun că cel mai bine ar fi ca această danteluță să o lucrați cu croșetul numărul 2 și jumătate. După ce am realizat aici ultima parte de danteluță, vom închide totul cu fir alunecat în corespondența piciorușului scurt realizat. Vom tăia firul. Vom închide lucrarea, capătul de fir îl vom ascunde dedesubt, bineînțeles, și
aranjându-l să vedem cum se prezintă. Uitați, acesta este șervețelul nostru, șervețelul pentru bucătărie. Cu el ne putem înfrumuseța casa, ne putem înfrumuseța masa unde vom servi cafeluța sau o căniță de ceai sau un pahar de suc, de limonadă. Acesta este produsul final. Am tras și mileul care era dedesubt pentru că nu reușeam să îl aranjez cum trebuie. Apoi, din nou, vă pot spune că sper să fi rezolvat problema cu sunetul. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, dacă vă inspirați din ceea ce lucrez, vă rog să lăsați un comentariu, un like și mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte. Din totdeauna vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!